castel cum a avut el, eu nu am mai aflat. Un castel care pe oamenii celebri ai vremii i-a impresionat. O declarație a bogăției fără de asemănare. Un castel care astăzi nu mai înseamnă decât abandonare. Un învățător modest, iar mai apoi un om bogat. Un om misterios, dar și controversat. O viață de film, demnă chiar și de marele ecran. O viață de poveste, țesut aproape ireal, din aur brut, în aur filigran. Alexiu Pocol de Losna Mare s-a născut în august 1872 într-o familie nobilată de principele Sigismund Bathory, devenind un om care ținea la blazonul familiei sale, dar și un erudit cu visuri mari. La 20 de ani îl vom afla predând orele de abecedar și de matematici la Catedra de Învățători din Baia Mare. Școala în care el preda cu dedicație, poate că nu întâmplător s-a aflat chiar pe proprietatea celei ce avea să-i devină soție în același an. O poveste controversată de dragoste interesată sau adevărată, pe care nu o vom putea noi lămuri aici. Ceea ce este însă foarte clar e că această căsătorie timpurie cu văduva Maria Mureșanu l-a propulsat pe Alexiu de la Catedra de Învățător la statutul de proprietar de mine de aur. Legenda spune că, în căutarea aurului de negăsit o bună vreme, resursele lui financiare fiind pe sfârșite, le-ar fi cerut minerilor să se oprească. Însă minerii, cu intuiția celor ce cunosc prea bine măruntaiele pământului, s-au oferit să mai muncească încă o lună. Norocul, providența și visul bogăției, toate s-au confirmat când, în scurt timp, primul filon de aur a ieșit la lumină și, peste noapte, Alexiu Pocol a devenit foarte, chiar foarte bogat. Visase bogăție, însă și măreție, și nu s-a oprit până nu și-a construit o carieră fără egal în zonă. Un fost învățător, ajuns proprietar de mină, devenit senator și activist pentru drepturile românilor din Ardeal, martor ocular al Marii Uniri, primar de Baia Mare și mare filantrop, istoria acestui om s-a scris în vreme ce, din minele lui vestite, sute de kilograme de aur, an de an, îi confirmau prosperitatea. Cât despre a lui prezență, de la contemporanii lui aflăm că era un om de statură mijlocie, bine conservat, întotdeauna foarte elegant, că fuma țigări de foi Havana dintre cele mai scumpe, că mustățile lui erau răsucite în furculiță și că, ajutat mai mult de pamplezir de un baston din lemn de abanos cu un mâner din jumătate de kilogram de aur, pășea mândru și senin prin viață. Un om atât de bogat avea nevoie de o casă pe măsura lui, adică, de ce nu, chiar de un castel. Castelul lui Pocol a fost ridicat doar într-un singur an. Ca o bijuterie arhitecturală demnă de baluri, de recepții și de oaspeți dintre cei mai de seamă. Marele Nicolae Iorga, prim-ministrul Tache Ionescu, scriitorul Duiliu Zamfirescu, dar și prințul Leon Ghica, prințesa Maria Cantacuzino și doamna Bragadiru, pentru ei toți și pentru fiecare în parte, Pocol a fost gazda desăvârșită la Castelul Minelor de Aur. Oaspeții de seamă soseau la castel în trăsura lui Pocol. Oaspeții lui de seamă descopereau concret un om foarte bogat și educat, un om solar și generos, un om cu care de drag la masă ai fi stat. Celebra lui trăsură cu cei mai frumoși cai ai vremii era urcată deseori în tren pentru a fi dată jos la Budapesta și admirat apoi pe marile bulevarde. Trăsura lui superbă ducea cu ea povestea unui om bogat și mândru, ce ajunsese a fi extrem de cunoscut, nu doar în România, ci și dincolo de granițele ei. Și câți dintre voi știați oare că acest om bogat cu inimă generoasă a dăruit reginei Maria tot aurul necesar coroanei sale? În vremuri aspre pentru România, când țara era în suferință, iar banii statului mult prea puțin,
Din minele lui Pocol și prin a lui bunăvoință, 3 kg 600 de grame de aur pur au luat drumul Parisului. În mâinile iscusite ale bijutierilor francezi, purtând în ea turcoaze, ametiste și roșie catifea, coroana reginei noastre, în anul 1922, pe toți cei prezenți la încoronare i-a lăsat fără grai. Coroana aceasta de poveste este ea însăși una dintre cele mai frumoase bijuterii europene din secolul trecut. Este coroana capodoperă, purtată de o mare regină, cum țara aceasta noastră, cred eu că nici când nu va mai avea. Dar, vedeți voi, bogăția este o binecuvântare cum e și un mare test. În anii ce au urmat, în vremea marilor alianțe și în vremuri de război, când ultimul sultan de pe tronul lui abdica, când faraonul Tutankhamon și a lui mumie o lume întreagă fascina, când Hitler însuși puterea își declara, când în București arcul de triumf se ridica, Alexiu Pocol, magnatul nostru jovial, din cheltuit nu s-a mai oprit. În lumea bună și cu ai lui oaspeți cunoscuți, luxul și viața în mare desfătare au scris, cei drept, istoria măririi și a decăderii lui. În anii 20, acei ani de splendoare și de lux în care cei avuți s-au răsfățat în fel și chip, au venit și au plecat ca un miraj ce niciodată nu s-a mai întors. Încetul cu încetul, averea lui s-a diminuat. Banii au devenit insuficienți. Averile plătite în aur au fost vândute una câte una, iar trăsura, automobilul, câteva mine și până și castelul s-au înstrăinat. Deși visase la o bătrânețe liniștită și prosperă, viața i-a cerut pentru anii lui de mărire un preț atât de greu de dus. Unul câte unul, cei 5 copii din 6 și chiar și mama lor, au plecat din lumea aceasta, lăsându-l pe Alexiu bolnav, însingurat și îndatorat. Sfârșitul nici măcar nu-l mai găsește pe pământul acestei țări, însă minerii lui de nădejde i-au oferit la amurg ritualul atât de special de înmormântare a celor care au curajul de a se aventura în întunericul din adâncuri. Alexiu s-a întors mult prea devreme în pământul pe care îl scormonise și care îi dăruise aurul, bogăția, dar și mărirea la care el atât de mult visase. Iar astăzi, numele lui Pocol, cândva celebru, într-o deplină uitare, pare acoperit. Acesta este un proiect marca pictural. Un proiect unic în care, prin design floral și concept atent dezvoltat, ne propunem să vă aducem în atenție edificii mai puțin cunoscute din țara noastră, dar care au în spate povești fabuloase. Castelul lui Pocol, castelul minelor de aur, este al 4-lea obiectiv din acest proiect, iar dacă doriți să-l vizitați, porniți spre Maramureș și așteptați-vă ca ceea ce a fost cândva un castel al strălucirii să-l găsiți complet îngenunchiat de comunismul nemilos și de a democrației nepăsare. În toate încăperile de bal cândva superbe, tavanele s-au prăbușit tăcut. Pentru a fi în siguranță, din el afară trebuie să ieși numai decât. Trecut de curând în grija Direcției de Patrimoniu din Baia Mare, castelul își cere și așteaptă dreptul la demnitate, dreptul lui la salvare. Să strălucească iar cândva, deși e lucru greu, nu imposibil de făcut. Castelul minelor de aur va trebui, fără vreo altă amânare, refăcut. Din respect pentru povestea acestui om mare și a aurului nostru transilvanean,
din dragoste pentru România, designer florist Cristina Moldovan.